România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Am trăit cu toții un moment de panică. Ca nație, ca țară, au fost cozi la benzinărie aseară din cauza unei posibile modificări de preț. Intervenția guvernului a fost slabă, dacă vreți, și cea a benzinărilor inexistentă. S-au lămurit oamenii târziu în noapte că nu o să sară prețul de la 7,80 lei la 11 lei. S-a făcut doar în unele locuri la un lanț de benzinării la MOL peste 9 lei și la benzinari independenți sunt prețuri și mai mari decât acestea. Dar până la urmă, cum ar putea să sară un astfel de preț atât de mult într-o singură noapte? Este necesar să discutăm, mi-am dat seama după întâmplările de ieri, să discutăm împreună și să deprindem câteva instrumente. Pentru că sunt întrebări pe care fiecare om și le pune, dar nu are răspunsurile necesare. De asta chemăm specialiști. Adică, se poate mări prețul peste noapte? Dacă se mărește peste noapte, cine ne protejează și, de fapt, în această perioadă de criză, cum ne adăpostim noi banii? Ce facem? Pentru că nu suntem în fața unui fenomen izolat, nu? Am început săptămâna vorbind despre cozile la casele de schimb valutar. E clar că o parte dintre voi s-au dus și au scos niște bani sau i-au schimbat. Au fost cozi la pașapoarte. E criză, e război, e ceva ce n-am mai trăit și astăzi, pe lângă întrebările legate de benzină, ultima spaimă, sigur și pe lângă discuția asta, chiar o să vă rog să ne spuneți cum vă adăpostiți și cum vă îngrijiți de banii voștri. Adică, domnule, ați renunțat la niște investiții, faceți economii, îi schimbați în valută. Am auzit și pe unii cumpărând aur. Eu de asta l-am invitat pe domnul Cristian Păun, profesor la Academia de Studii Economice. Bun găsit, mulțumesc că ați venit la România în direct. Bine v-am găsit. Ați vorbit în mai multe rânduri, dar imediat o să trecem și la dialog. Trebuie să le spun oamenilor un pic despre dumneavoastră. Profesor la SE în cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale, domnul Păun predă tehnica plăților și finanțărilor internaționale, să știți asta, director al Societății Române de Economie, director executiv, director și al Centrului de Cercetare în Relații Economice Internaționale de la SE București, predă și la alte instituții de învățământ din București, învățământ superior, îmi spunea mai devreme, 25 de ani la catedră, ca să știți cine este omul cu care veți discuta astăzi. Domnule profesor Păun, hai să începem de la benzină, nu? Că e cea mai recentă spaimă. Corect. Aveți rezervorul plin? L-am, dar l-am pentru că umblu cu mașina foarte mult și era plin de jumătate și azi dimineața am zis să-l umplu ca să verific prețul și l-am umplut exact dintr-o benzinărie MOL, adică vreau să verific toate lucrurile astea. Și era prețul mei. Era prețul cel mai mare, da. Adică prețul mare, dar nu cum s-a estimat. Nu cum s-a estimat. V-ați dat seama ce s-a întâmplat aseară? Adică o explicație la dumneavoastră sau ce explicație v-ați format dumneavoastră? În primul rând, aseară n-am stat în coada respectivă. Chiar am umblat cu trotineta electrică până într-o locație. Ideea este în felul următor. Primul meu imbold a fost să verific prețurile pe piețele internaționale. Adică să mă duc să văd, domnule, există vreun motiv pentru care acest preț se vehiculează a crește peste noapte așa brusc într-o țară în care are rezerve de petrol și în care, în mod normal, n-ar trebui să crească prețul chiar atât de mult corelat cu ce se întâmplă, da, pe piețele internaționale. Evident că ieri prima constatare a fost că prețul a scăzut, prețul barilului, deci era în scădere și s-a și confirmat și astăzi că scade acest preț. Dar ele nu sunt legate de la zi la zi. Nu, dar o informație ai deja vis-a-vis de ce se întâmplă pe piață. A fost clar un puseu și este un puseu nu doar în cazul petrolului, și în cazul gazelor. Multe dintre lucruri pe partea de materii prime vedem au în momentul de față o creștere, cu siguranță, e vorba de război. Dar haideți să vedem dacă această creștere este conjuncturală și dacă va fi una pe termen lung, cu siguranță e conjuncturală. Și, cum să spun eu, trebuie să ne așteptăm la așa ceva, trebuie să ne asumăm până la urmă un astfel de cost, din punctul meu de vedere, pentru că, până la urmă, totul pleacă de la o țară care a declarat război unei alte țări.
Și acea țară e vecină cu noi, vecină gard în gard. Și atunci lumea modernă vedem că a făcut front comun, o blocadă economică ce produce efecte semnificative în momentul de față asupra economiei Rusiei. Și trebuie să ne gândim puțin dacă într-adevăr suntem solidari cu o parte sau o altă parte. Bun, exact cum spunea premierul Ciucă, asta ne va durea, da, dar nu știm exact cât și cum, dar asta este citatul lui de duminică seara, asta ne va durea. Bun, vă încumetați să le spuneți oamenilor cam pe unde ar putea să crească prețul benzinei la noi, pentru că ați văzut, în vest deja ne trimit conaționalii noștri, fotografii, știm, 2,2 euro, 2,3 pe aici. Adică noi avem prețuri un pic mai mici, dar... Da. Nu știu dacă mă încumet să spun un preț, ce pot să spun este însă că o tendință din aceasta pe următoarele luni va fi mai degrabă de scădere. De ce? Pentru că în momentul de față, în mod normal ca economist, eu spun următorul lucru. Când prețul crește, e clar că el poate crește doar dacă există un dezechilibru între cerere și ofertă. Restul sunt efectiv creșteri conjuncturale. Avem în momentul de față o mică disfuncționalitate pe parte de ofertă de petrol. Pentru că noi avem o dependență care a tot crescut în ultima perioadă de Rusia. Rusia nefiind neapărat un, cum să spun eu, deținător de rezerve foarte mari de petrol, are rezerve la jumătatea rezervelor Canadei, care nici ea nu are rezerve semnificative prin comparație cu țările din zona Golfului, ca să ne facem o idee, dar produce foarte mult petrol și exportă foarte mult petrol către Europa, prin diferite mecanisme. Și avem această disfuncționalitate pe zona ofertei. Cererea rămâne probabil tot pe acolo, cererea de produse petroliere. Ei bine, în momentul de față, această ofertă, care devine puțin restrictivă pentru noi, va trebui să fie înlocuită cu zona Golfului, cel mai probabil cum era înainte. Nu durează mult, dar durează, nu e de pe o zi pe alta, cum a spus și neastră. Deja vedem și așteptam răspunsul acesta, pentru că am văzut că țările OPEC au cam tăcut în ultima perioadă. Noi mai avem rezerve foarte multe, mă refer la glob, în Venezuela, dar Venezuela nu e o democrație foarte, foarte curată. Și așteptam răspunsul țărilor din Golf, care a venit ieri. Emiratele Arabe Unite au anunțat, domnule, noi creștem și o să crească și ceilalți din OPEC. Creștem producția. Creștem producția. Da, asta înseamnă că ar putea să scadă. Bun, haideți să procedăm așa. Să știți că în momentul în care l-am invitat pe domnul Cristian Păun, noi am pus la cale să vorbim și despre alt tip de protecție. Apropo, le recomandați oamenilor? Uitați, acum sunt mulți care au sute de litri de benzină acasă. E sănătos să ai atâta investiție în benzină? Mă gândesc financiar, nu din punct de vedere tehnic. Sper să fie toată lumea sănătoasă, să o țină în condiții... În primul rând e periculos. Pentru că e o substanță volatilă, dar poți să iei foc cu ea pe unde o depui pe acolo. Deci trebuie să fim foarte atenți cum o depozităm. Doi, i-aș pierde din proprietăți, din punctul meu de vedere. Adică depozitând cel puțin benzină, în cantități enorme și în condiții improprii, încep să pierzi cifră octanică la ea. Te poți trezi cu apă chioară. Mă rog, nu chiar, dar de acolo. Și trei, ți-ai blocat o sumă de bani în așa ceva, în condiții în care diferențele de preț nu sunt semnificative, sunt conjuncturale și te poți trezi peste o săptămână, două, că prețul la care tu ai cumpărat benzina, motorina, s-ar putea să fie mai mic peste o săptămână, două, dar tu încă mai ai benzină, motorină pentru o bună perioadă de timp. Haideți să procedăm așa. 0372069599. Aici e un dialog la România în direct. Îi dăm drumul la dezbatere imediat și o să vorbim și despre modul în care vă protejați voi finanțele în această perioadă. Așadar, oameni buni, vă temeți că prețul benzinei se poate mări peste noapte? Adică chiar există temerea asta la voi? Autoritățile au dat explicații, analiștii dau explicații și companiile spun că nu e fezabil să treacă de la 7 la 11, dar întrebarea este dacă aveți această temere. Ce așteptați, de fapt, să facă statul într-o astfel de situație? Și întrebarea cheie a zilei de astăzi este următoarea. Cum vă protejați voi finanțele în această perioadă de criză și război? Suntem foarte curioși. Adică, uite, dau eu exemple. Ați renunțat la investiții sau să mai cumpărați case? Sau poate, din potrivă, cumpărați case, că ele sunt o sursă de venit.
euro, aur, cum să mai procedează în chestiunile astea. Și chiar așa, cum face fiecare dintre voi față scumpirilor și devalorizărilor din perioada asta? Alături de mine este Cristian Păun, profesor la ASE. Împreună purtăm acest dialog. Am dat telefonul Sorin? Am dat, da? 0372069599. Știu că v-ați înscris deja, așadar să pornim. Cristi este primul care vorbește. Salutare, Cristi, bine ai venit la noi. Vă salut, domnilor. Îmi pare bine că sunt alături de voi. Da, spre rușinea mea, și eu fac parte din cei care s-au îmbozit aseară la motorină, la carburant. Îmi pare rău, sincer, acum văzând cum stau lucrurile, dar eu cred că, cum a spus domnul premier Ciucă, ăștia ar trebui trași la răspundere. Ar trebui aplicate niște amenzi drastice, pentru că nu poți să te joci cu așa ceva. Nu știu ce motiv au avut să crească în condițiile în care i-au cumpărat mai pe ieftin, să spunem. Că nu a cumpărat nimeni cu 8,50 lei ca să se vândă astăzi cu 9 lei. Stai un pic, așa că eu i-aș pedepsi foarte. Explicăm acum și mecanismul ăsta, dar eu aș vrea să spun un lucru. Noi nu îi judecăm pe cei care s-au dus la coadă. E o reacție firească, e omenească, e firesc să te sperii, nu am trecut prin asta, nu avem pârghiile necesare, deci nu asta e problema. Cred că fiecare dintre noi, pus într-o situație dificilă, poate lua o decizie cu care nu mai e de acord în viitor. Tu spui... Nu, dar putem judeca și putem să-i tragem răspundere pe cei care au speculat momentul ăsta. Să-i acuzăm de lăcomie, cum a spus domnul prim-ministru. Adică nu mi se pare normal. Că dacă era prețul normal, și poate că nu se declanșa isteria asta. Doi la mână. Stai, nu, Cristi, că asta merită un răspuns. Hai să vedem. Prețurile sunt mari, domnule Păun, da? Adică mai mari decât suportăm noi. Dar sunt și reale sau sunt speculate, crescute artificial multe dintre ele? Adică... În mod normal... Motive de a crește prețul în aceste momente ar fi cele legate odată de cursul de schimb, dar el n-a crescut semnificativ. Apoi, tot ce se întâmplă în zona asta de conflict, cu siguranță a blocat puțin canalele de aprovizionare cu petrol. Am înțeles că respectiva companie care a crescut și a afișat acel preț, o companie din Ungaria, da, a zis că... Ar fi avut niște probleme de aprovizionare cu petrol pentru rafinăriile sale de acolo, care trimit apoi benzină și restul către noi. Dar, repet, reacția benzinarilor din România ar trebui să fie temperată la așa ceva de concurență. Noi totuși avem o concurență destul de puternică pe zona asta. Avem și producător local, avem și producător care aduce petrolul din altă zonă care nu este apropiată de zona de conflict. Aici mă refer, da, de cel care aduce din Kazahstan, aduce respectivul petrol. Deci noi avem diversificate sursele de aprovizionare în momentul de față. Totuși, ei s-au dus la peste 9 lei în unele situații, deși concurența stă la 8 lei, să zicem. Exact. Chiar sub, că sunt acele companii care au chiar legătură cu Rusia, și care n-au crescut aproape deloc prețul. Deci e vorba de, nu știu, mă rog. Deci legile concurenței n-au funcționat. Dacă ne uităm în momentul de față, plaja de preț de acolo e în continuare între 7,5 lei și 9 lei. 9,5. Da, e mare. Cristi, ți-am luat vorba din gură, te rog. Da, eu cred că... Nu cred că cei care au făcut și au speculat ar trebui să scape așa, bazma curată. Încă ceva ca să scăpăm un pic de nebuniile astea și de declarațiile astea pe care le fac mai marii noștri, ar trebui făcute niște declarații cu mare atenție, părerea mea. Clasa politică să stea puțin deoparte în perioada asta de incertitudine, că nu cred că ne-ar conveni un conflict cu Rusia. Așa că să nu ne mai batem noi cu pumnii în piept că noi suntem puternici, suntem uniți și că putem să stăm un pic mai rezervați. Nu zice nimeni să ținem cu Putin și să-l aplaudăm, dar un pic mai la o parte putem sta. Și părerea mea că niște oameni pregătiți, că România are oameni pregătiți, niște militari de carieră care sunt trecuți de 55-60 de ani, să vină să ia pârghiile țării,
Părerea mea cred că ne-ar scoate din, din nebuloasa asta. Acum aveți unul la putere, da. Cristi, dar ia spune-mi altceva dincolo de acroșajul ăsta politic. Ți-ai pus bani deoparte? Ți-ai schimbat euro? Ți-ai făcut lucruri de genul ăsta? Dacă i-am avea, ar fi bine. Așa, încercăm să facem ce putem. Adică? După cum vedeți dumneavoastră, prețul la floarea soarelui săptămâna trecută era 2,30 lei, 2 lei și acum e 5 lei. Adică nimeni nu... E greu de presupus ce se va întâmpla sau de prezis cumva. Deci ceva, dacă am ști, e foarte incertă situația. După cum vedeți dumneavoastră, carburantul era 7,50 lei. Și apoi am preț afișat la mine în zonă și acum 9,09. Dar cum se poate așa ceva? Pe cât a cumpărat-o? Un control ANAF-ul acum, în momentul ăsta, peste el, să vedem, băi, pe cât ai luat o motorină, tu ai 9,09 în momentul ăsta. Da, dar găsești... Dar, domne, câte stații de PECO să fie într-un anumit județ? Vă întreb puțin, e o piață liberă. Până la urmă, fraier e cel care dă, nu cel care cere. Ideea este ca noi să căutăm și surse alternative de alimentare. Cu siguranță nu toate companiile de combustibil astăzi au același preț. Repet, dacă ne uităm la plaja de preț, ea totuși rămâne între 7,5 și sunt foarte fericiți benzinarii care în momentul de față văd că unii dau cu un preț foarte mare pentru că aceia o să-și pierdă clienții. Și atunci fiecare în căutare de clienți. Admitem totuși că ei se luptă pentru clienți, ei se luptă pentru vânzări. Până la urmă o companie supraviețuiește pe piață și o benzinărie e la fel dacă vinde, nu dacă stă cu produsele pe stoc punând un preț din acesta complet decuplat de la puterea de cumpărare a consumatorului respectiv. Ce poate face statul în toată treaba aceasta este să mențină jocul, concurența activă, să nu se înțeleagă ăștia între ei, ceea ce e puțin probabil că o fac. Atât. În rest, credeți-mă, jocul pieței va trage în jos prețul nesimțit sau ticălos sau pus anapoda de către o companie. Să vedem în câte zile se întâmplă. Cristi, mulțumesc tare mult. Aș vrea să-l aud pe Ionuț. Salutare, ești la România în direct. Nu-l mai avem pe Ionuț, nu? L-am pierdut? Hai, încercăm cu Mihai? Nu știu ce s-a întâmplat cu Ionuț, dar nu mai era. Salut, Mihai! Bună! Bună, Cătălin! Bună, domnule profesor! Vă spun sincer, am vrut să alimentez ieri pentru că era becul aprins la mașină și n-am mai avut loc la benzinărie. Lasă că alimentez dimineață. Neștiind de situația care s-a creat, această isterie, nu asta are importanță. Cel mai tare m-a enervat dimineața un singur lucru. Mergând cu copilul la școală, m-am uitat la toate benzinările care erau în drum. Și am văzut. Rompetrol 7,60, Lukoil 7,70. Și am ajuns la Petrom, care este o firmă deținută în 49% de statul român, și am văzut 7,99, deci 8 lei. Și asta m-a enervat foarte rău. Pentru că mi se pare că o firmă care e deținută de statul român e firma care ar trebui să aibă prețul social. Cel preț care să îi ajute și pe cei care nu prea reușesc să își permită aceste prețuri enorme, până la urmă, ale carburantului. Ei au făcut un salt de la 7,50, am alimentat la Petrom în urmă cu două zile, direct la 8 lei. Mie mi se pare mult. Totuși, este o firmă, o companie deținută în 49% de statul român. Nu mi se pare normal să fie printre cele mai scumpe. Când mai spun la OMV era 8,30. Foarte bună observația. Până la urmă, statul român e prezent în această companie, inclusiv în Consiliul de Administrație. Adică absolut. Are om acolo care decide politica de prețuri a acestei companii. Adică poate interveni, are o pârghie, ce poate să facă? Sigur că da. Adică au două voturi din trei în Consiliul de Administrație, să zicem, zic și eu așa, na. Înțelegem, da. Două din cinci, probabil că au. Două din cinci. Dar măcar ar trebui să discute toată treaba asta acolo. Să nu uităm... Scuze, vă rog. Vreau doar să mai spun așa, că uităm un lucru. Din prețul ăsta, 60% reprezintă taxe, TVA și accize. Deci noi când plătim 8 lei la pompă, din acei 8 lei la pompă, în jur de mai mult de 4 lei, 5 lei, sunt, toate astea reprezintă taxe. Taxe plătite statului român. Să dau ceva,
se tot vehiculează ideea să se reducă TVA-ul, să se reducă acciza. Eu sunt și antreprenor și știu cum stă treaba cu taxele și cu impozit și cu accizele. Reducerea TVA-ului ar fi, mi se pare că ar fi o greșeală, pentru că pe firme nu le ajută cu absolut nimica. Firmele degeaba cumpără cu un TVA mai mic pentru că, pentru că ele deduc acel TVA. Corect. Iar prețul real care intră mai departe în componenta prețului final a produselor pe care le transportă, pe care le produc, va fi același. Nu afectează cu absolut nimic a prețul TVA-ului, doar persoana fizică e cea care va putea, într-adevăr, să beneficieze de această scădere. Pe când o scădere a accizei, aia va aduce după ea și scăderea cotei din TVA aferentă acelei accize care se scade și astfel vor fi ajutate și firmele mai mici, transportatorii, și nu va avea așa un impact rău asupra produsul final, adică se va ieșini produsul care depinde foarte mult de consumul de combustibil. E bună observația. Aș mai completa următorul lucru. Am scăpat din discuție și reacția noastră la aceste știri panicarde. Adică în momentul în care noi vedem, și mă sunau prieteni să mă întrebe aseară, era nebunie pe telefon, dom'le, am aflat știrea asta că o să fie, că o să fie. Și încercam să-i temperez puțin. Băi, mai verificați și voi un pic, nu reacționați chiar așa la știrile astea. Până la urmă, în momentul de față, noi suntem în mijlocul unui război informațional. Și primul lucru pe care ar trebui să-l faci într-un astfel de război informațional este să stai puțin, să verifici informațiile astea. Nu să te duci să faci coadă. În primul rând, a fost un zvon. Nici măcar o știre nu s-a putut numi ceea ce a creat această isterie. Nu cred că a fost vreo firmă, vreo companie de știri, o agenție de știri care să dea această știre. A fost practic un zvon, cineva a făcut o poză și a spus, na, de mâine ăsta e prețul, poftiți. Da, să știi acum că benzinarul de la Beiuș, primul care și-a pus prețul respectiv, o ține în continuare pe a lui. Mă rog, și nu numai cu prețul, ci și cu comunicarea, dar asta are mai puțină importanță. Știi unde cred eu că este o greșeală majoră și am să spun lucrul ăsta pentru că mi se pare foarte important. Dincolo de guvern care are niște pârghii de comunicare fantastice, aceste companii sunt responsabile față de societatea în care trăiesc. Ele nu sunt doar niște vânzători obișnuiți. Au gură, au reprezentanți, au social media, trăiesc în aceeași țară, influențează țara, participă la buget și participă la comunitate prin toată activitatea lor. Dacă tu te numești MOL, da, uite că MOL avea o mărire, dar să dăm deoparte MOL, că ei aveau un alt plan. Dacă te numești OMV sau Rompetrol sau Lukoil sau oricine în țara asta, poți să vii seara și să le spui oamenilor, doamne, dar noi avem prețul stabilit pe mâine pentru că ei știu deja prețul respectiv. Și anunț pe toți oamenii. Zice, mâine sau când se schimbă prețul la noi, la ore, că sunt ore diferite, prețul acesta este. Și așa se termină lucrurile. De ce această tăcere din partea acestor companii? De ce? Asta e o mare întrebare. Sunteți printre cei... Le dă cu plus lor. Sigur că le dă cu plus, dar societății pe ansamblu îi dă cu minus, să știi. Asta este problema. Pentru că nu poți să trăiești într-o lume panicardă și într-o lume chinuită. Nu? Echilibru este sursa tuturor funcționalităților în societatea noastră, da? Așa că... Asta vreau să punctez. Deci, pe lângă faptul că știrea era cum era, sau, mă rog, vestea, sau, cum îi spune, zvonul era cum era, mai trebuia și noi să ne gândim puțin. Tu mi-ai vorba de o benzinărie privată, care nici măcar nu era din lanțul respectiv, era partenera la acelui lanț. Da. Ăla putea spune orice preț. Acolo făcea o poză, ia uitați că eu știu că de mâine tot lanțul al cărui parteneri sunt va avea prețul ăsta. De unde deducem noi imediat că se va întâmpla treaba aceasta și mergem repede cu canistrele? De acolo era, din start era clar că e o problemă cu această veste. Pe partea cealaltă și eu aici înclin să cred că a fost și o problemă de comunicare. În aceste momente, când toată lumea e crispată, toată lumea e încordată, tu trebuie să ai o comunicare exemplară la nivel de autorități, pe de o parte, dar și la nivel de producători. A fost comunicarea, a fost la pământ. Nu s-au sesizat și n-au venit să liniștească. Dom'le, nu va fi. Posibil să fie niște creșteri de prețuri, dar nu va fi ceea ce se spune în piață. Nici autoritățile publice și nici producătorii ceilalți, concurenții respectivi, n-au comunicat cum trebuie. Și v-am zis că am o întrebare cheie pentru fiecare dintre voi. Mihai, ți-ai pus bani deoparte? Faci ceva de genul ăsta?
Nu, banii mei sunt investiți în afacerile pe care le am și mergem înainte. Și investești în continuare chiar și în momentul ăsta? Că e greu momentul, adică... Da, din asta trăiesc. Dacă m-aș opri să-mi scot toți banii din firmă, ar muri firma și mâine ar fi șomer. Ok, am înțeles. E corectă filozofia. Mulțumesc tare mult, el a fost Mihai. Claudiu, salutare, ești la România în direct. Te-ai pregătit și tu aseară? Alo, bună ziua, m-auziți, da? Da, te ascultăm. Domnilor, în primul rând, o să vă răspund la întrebare foarte sincer, dar aș vrea să știți că sunt unul dintre marii transportatori. Vorbesc de camioane aici. Ok. Și, în primul rând, aș vrea să vă rețin și să vă spun că niciun jurnalist nu am auzit până în momentul de față. Toată lumea spune, domne, o să ajungem ca în Germania cu 2,20 lei, cu 2,30 euro, scuzați-mă. Domnilor, salariile la noi, în primul rând, nu sunt la același nivel. Ar trebui să fie 5-6 euro motorina în Germania ca să ajungă la același nivel cu ce avem noi în România. Vorbesc benzină, motorină, gaz, orice ar fi. Bun. 2. Punctul 2 este în felul următor. Aseară nu m-am panicat să vă răspund la întrebare, dar dacă aș fi avut camioanele în România, nu mă panicam, dar le trimiteam să alimenteze. Și să vă spun și o să vă punctez de ce spun lucrul ăsta. Pentru că la câteva mii de litri alimentate, iar în câteva zile, săptămâni, să nu greșesc, motorina și benzina și totul a crescut foarte mult, dar aveam un câștig destul de mare. Puteți să mă contraziceți. Da, la câteva zeci de camioane, sigur că da. Adică pentru tine era o afacere, nu am de ce să te contrazic. Nu era o afacere, să știți. Nu era o afacere, pentru că o ducem din ce în ce mai greu. Iar ceea ce se spune în presă și se discută, iar pe domnul ministru l-am auzit aseară și chiar l-am ascultat la toate posturile de televiziune, și eu chiar apreciez emisiunea dumneavoastră pe care o realizați, domnilor, spunea să ne liniștim, să ne liniștim cum? Că avem benzină și motorină, știu, dar la ce preț? La ce preț avem motorina și benzina? Bine, da, să nu uităm următorul lucru. Intervin puțin. Da. Să nu uităm că principala cauza acestei situații e totuși un război pornit de cineva. Da. Adică trebuie să menționăm că nu e guvernul nostru de vină. Până la urmă, tot haosul ăsta e creat de un război care e gard în gard cu noi. Nu-l putem nega. Pot să vă întreb ceva acum? Pot să vă întreb? Cu siguranță, da. În Ungaria sau în altă țară s-a putut face plafonarea? Că tot mințim populația că la energia electrică se face plafonare, și facturile curg în continuare și avem oameni care câștigă 2.500-3.000 de roni lunar, care nu-și mai pot plăti absolut nimic, nici poate cheltuielile elementare. Sigur, ziceți că sunteți transportator. Dumneavoastră aveți niște costuri de producție care vă dau într-un final un preț. Nu știu, să zic 10 lei pe kilometru. Dacă eu vin și spun, domne, serviciile pe care le prestează domnul de transport acolo sunt scumpe, inclus în motorina și benzina pe care o folosiți, și eu decid să plafonez prețul dumneavoastră la 3 lei. Ce se întâmplă în secunda imediat următoare ca urmare a plafonării cu dumneavoastră? Da. Nu am spus să-l plafonăm, dar în același timp mi se pare că tot dumneavoastră a spus și încerc... Nu, dar îmi dați răspunsul? Ce se întâmplă cu afacerea dumneavoastră instantaneu în urma acelei plafonări? Dă faliment. 3 lei. Dă faliment în momentul ăla. Bineînțeles că dă faliment. Păi și asta ne dorim, să falimentăm lucruri care se întâmplă în România prin plafonare? Nu, domnilor, dar nu, lucrurile nu stau numai aici. Gândiți-vă că sunt și RCA-urile care, gândiți-vă, sunt minim 15.000 de ron per camion într-un an, pe care noi trebuie să-l plătim. Păi sigur, dar RCA-urile respective pleacă de la niște pagube care se produc datorită infrastructurii și așa mai departe, și în final se fac niște calcule acolo, pagubele plătite de asiguratori dau pe plus pentru aceste companii doar cu acel tarif, cu siguranță. Dacă plafonăm tariful la asigurare sub aceste calcule, se întâmplă ce vă spuneam mai înainte în cazul dumneavoastră. Acum, eu aș vrea adică, da, vă rog. Claudiu, vă rog. E în felul următor. Ungaria a plafonat prețul, a plafonat și consumul, cumpărarea de fapt.
50-100 de litri. Există o teorie, poate o verificăm acum, care spune așa că din cauza acestei plafonări, compania ungurească lucrează din prețuri pe alte piețe. Nu, da? E o teorie, e o reacție normală. Să pună pierderea din Ungaria pe piețele din jur unde nu există această plafonare. Corect. Păi sigur, dar noi avem avantajul că această companie venită din Ungaria nu e singura pe piața noastră. Și bine că nu e așa, are concurenți. Nu va putea să țină prețul de 9 lei și ceva la benzină. Probabil în câteva zile vom vedea că dă înapoi. Eu nu cred. Atunci va pleca de aici, că nu mai cumpără nimeni de la ei. Toți am aflat că au cel mai mare preț din piață. Doar nu suntem sadomasochiști să mergem să cumpărăm, cum să spun eu, la un preț mărit artificial de o companie, având și alte alternative. Chiar sunt curios de chestiunea asta. Și Petromul, să știți, că are aceleași prețuri aproximative. 8 lei. Și 8 lei. Alte companii. Rămânem aici observația pe care am făcut-o de la bun început. Ascultătorul nostru, Cristi, a spus așa: prietene, Petrom e o companie aproape pe jumate de stat. Adică, bun, nu are votul de aur, dar are o capacitate de a vorbi. Și o observație foarte bună. Adică statele au nenumărate pârghii de a face lucruri. Dincolo de chestiunea asta cu benzina, care pe voi, Claudiu, sigur că nu numai pe voi, tu o să mărești prețurile la ce faci și prețurile să le transmiți mai departe în buzunarele noastre. Dincolo de asta... Din păcate, eu nu pot, scuzați-mă, de ce din păcate eu nu pot, rulând doar pe extern, nu pot să fac lucrul ăsta. Nu pot să fac. Dar uite, îmi scrie cineva aici pe Facebook că în Spania crește cam cu 10 cenți pe zi, 10 euro cenți pe zi. Da, așa e? Corectă observația? Așa este. Este corectă, dar până ori să ajungă prețurile să stabilească în funcție de salarii, este diferență mare. Noi deja suntem săraci. Nu putem să fim și mai săraci în țara asta. Că deja suntem săraci. Nu ne încadrăm cu prețul actual de 1 euro. Adică tu zici că e prea mare povara, dar vezi că nici nu e... Uite, acum scrie cineva din Italia, 1 euro 1,89. M-am alimentat astăzi. Păi da, bun. Și atunci să plecăm. Salariul în Italia este 2470 de euro minim și la noi este 2300 nu știu cât de ron. Dar să știi că să ține... Să ține cont cumva că... Există o diferență de preț, da. Există o diferență de preț. Adică, zic și eu, 8 euro sunt... dau seama cum vine... Noi nu avem oricum prețurile lor, deci e o diferență de preț. Cred că țin seama, nu că le iau apărarea, pare că le iau apărarea, dar cred că țin seama într-o anumită proporție de puterea de cumpărare. Este o diferență destul de mică, vă spun. Bine, asta da, pentru că probabil pe rafinărie cam tot atac costă. Sigur, soluția la noi este că noi nu avem, sau cel puțin înclin să cred, nu avem atâtea mașini pe familie cât au ei, adică avem... Un parc mai mic. Un parc mai mic, da, pe familie, așa, înclin să cred. Nu au toți mașină. Găsim noi niște soluții să ne adaptăm cu puterea asta de cumpărare, care e clar că există, adică nu putem să o contestăm. Bun. Întrebare... O să mai am o singură întrebare pentru dumneavoastră. Vreau să-l iau și pe Gabi. Te rog. Da. Spuneți-mi, pentru agricultură, prețurile la combustibil și la fertilizat a luat cineva în calcul? E importantă întrebarea noastră. În primul rând, noi facem o greșeală din punctul meu de vedere cu accizarea pe cele două categorii de carburanți. Noi nu avem o accizare care să ajute motorina. Dacă vă uitați, și știu că circulați în Italia, e invers. Motorina are un preț mai mic decât benzina prin sistemul de accizare. Exact, și în Belgia este motorina roșie. Din motive de agricultură, da. Exact, și noi ce facem? Ce am făcut în ultimii ani? Și guvernele PSD, PNL, PDL... De acord, va exista un impact negativ în agricultură, cu siguranță, dar aici soluția tot așa vine dinspre tehnologie. Trebuie să folosim utilaje agricole care consumă mai puțin combustibil. Vă spun eu pe ce se bazează guvernul României acum, că știți cum e în emisiunea asta, nu vrem să ne dăm pe după cireș. Hai că vă spun acum pe ce se bazează guvernul României de nu umblă la agricultură. În momentul acesta, vasele care încărcau în Ucraina și în Rusia nu mai încarcă acolo, adică importatorii, da?
vin în România. Da. Sunt sute de vase acum pe Marea Neagră care așteaptă la încărcare în România. Se lichidează rapid stocurile de pe România. Sigur, guvernul pune niște opreliști, dar au crescut brusc prețurile la cereale. Și guvernul României știe că fermierul român, care e mare și chipzuit și bun, unii dintre ei, face acum un profit pe care nu-l mai prinde odată în viață. Că nu prinzi două războaie în viață. Pe asta se bazează guvernul România acum și le face așa, se încuna și zice cât ați luat voi de la egipteni zilele astea, zice pe ce euro ați luat voi de la egipteni sau pe dolari, zice lăsați că puteți să plătiți motorina și așa. Uite ca să zic da, cum da. Se face calculul. Ca să nu dar mai spunem că... Stabilizatorul a fost acum o lună și jumătate când toată lumea a cumpărat, toți agricultorii, a fost la 5.000 de ron tona. Corect. Posibil. Da, pentru că Rusia este principalul producător și exportator de fertilizatori. Da. Și pentru că noi am închis toate combinatele. Păi. Și pentru asta. Da. Cu siguranță. Păi am spus, noi, în general, Europa, n-am fost chipzuiți, ne-am aruncat în brațele unei economii și am crescut dependența de o singură economie. Iar acum se vede că N-am procedat cum trebuie. Claudiu, îți mulțumesc tare mult. L-am ținut foarte mult pe fir pe Gabi. Mulțumesc pentru răbdare. Sper că mai ești acolo. Atenție, prelungim emisiunea, da? Trecem de ora 2, Gabi, să știi. O să oprim un pic pentru publicitate. Salutare, bine ai venit. Salut, Cătălin. Salutare invitațiului noastră. Fierb aici de câteva minute, pentru că eu sunt un mic fermier. Foarte bine. Și vreau să vă spun că situația este destul de complicată. Am să punctez câteva lucruri. 1. Acum 2 ani de zile, când a început pandemia, motorina era undeva la 4,30 lei căzuse. Acum ne ducem la aproape 8 lei. 2. Din punctul meu de vedere, este un joc psihologic de a duce motorina la un pas cât mai mare, combustibil în general. Și am să vă spun și de ce. Acum câteva luni în urmă spuneam, vai, o să ajungă motorina la 7 lei. Ne făceam griji. Acum, cineva de acolo de sus ne induce în idee că, domnule, să fim mulțumiți dacă o să găsim motorină la 8 lei. Da? Ceea ce nu este în regulă. În altă ordine de idei, spuneați mai devreme de agricultori că sunt care câștigă foarte mult. Câți fermieri în țara asta sunt de talia unor, nu le dau numele acum pe post, care au mii de hectare, și câți fermieri, cum sunt și eu, care lucrăm între 60, 100, 200 de hectare. M-auziți? Da, mare diferența. Okay. Știu ce zici, dar... Și vreau să vă mai spun încă două elemente, pentru că aseară sunt unul dintre cei care m-am dus și am alimentat, am luat 2 tone de motorină. Am luat 2 tone de motorină de pe cardul de cumpărături, de pe descoperirea de card al soției. Uh-huh. Da? Pentru că, de ce această temere? Eu peste o lună de zile, peste 3 săptămâni, trebuie să intru în câmp să însământez. Eu dacă nu am motorină, că apare o criză, eu cum mai cultiv pământul? Da? Sigur, v-ați făcut un calcul aici, așa. Dar pe de altă dacă parte, o să scadă prețul? Așa, nu e o problemă, eu cel puțin știu că am cu ce să semăn. Pentru că nu vorbește nimeni de viitoarea criză alimentară. Ce se va întâmpla peste un an, peste 2 în condițiile actuale? Da, noi ce măsuri luăm? Te spuneați de guvernați mai devreme. Da? Ce măsuri luăm pentru securitatea alimentară în următorii ani? Gabi, am văzut stai un pic, să nu speriem lumea. Stai un pic, să nu speriem lumea, pentru că nu în România... Lumea, da. Nu, stai un pic. Realiști. La grâu, de exemplu, la grâu, România produce de 4 ori consumul său. De exact. 4 ori. Și într-un an secetos... reușim să producem și adică să și exportăm. Nu merită să speriem oamenii acum să le spunem de chestiunea asta. România face mult grâu. Suntem și floarea soarelui și porumb. Știi ce nu facem? Și aici putem să le spunem oamenilor. Nu avem carnea necesară, mai puțin corect, la pui. La pui ne acoperim cam 90% din consum, dar carne și lactate nu avem pentru cât facem în momentul ăsta. Da. Eu un echilibru vreau aici. Vreau să mai punctez 2 lucruri și mă opresc. Da. Stai. Rămâi cu noi în telefon că trebuie să luăm publicitate, că și noi însămânțăm aici ca să putem continua discuția asta. Te rog, iartă-mă, dar chiar trebuie să luăm publicitate, că Alin Ter se lasă cu amenzi. Rămâi pe fir și revenim. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.
cu Cătălin Striblea la Europa FM. Reluăm dezbaterea noastră de astăzi. Am plecat de la prețul benzinei, panica de ieri, și încercăm să găsim un echilibru aici. Și alături de mine este profesorul Cristian Păun, cel care ne explică niște mecanisme economice pe care să le înțelegem cu toții. Știți ce s-a întâmplat ieri în toată România? Au fost cozi. Vedem ce se poate întâmpla mai departe. V-am întrebat la un moment dat și dacă o să vă continuați viața cu banii voștri de aceeași natură. Să vedem dacă mai avem timp să ne uităm și la asta. Dar Gabi, care e la telefon, mulțumesc pentru răbdare, știu că ai așteptat foarte mult. Voiai să ne mai spui două lucruri în discuția noastră. Două lucruri. Da, Cătălin. Începuse colegul mai devreme să spună vis-a-vis de prețurile la inputuri în agricultură. Anul trecut, urea s-a achiziționat cu în jur de 1700 de lei pe tonă. Anul acesta, eu acum sunt în proces de achiziționare și chiar după amiază o să-mi vină o cantitate de uree, dar prețul de achiziție este 4800 de lei. Deci prețul aproape s-a triplat. Da? Și nu s-a triplat acum după război. Prețul era mărit înainte să înceapă războiul. Da. Da? După acea criză cu gazele și energia electrică. Sigur că prețul anul trecut, când înființam culturile, era undeva la 5,50 lei motorina. Aseară am luat-o cu 7,56 lei, diferență de 2 lei. O creștere de peste 40%. Prețul la cereale, da, pentru că s-a discutat, astăzi cerealele sunt undeva porumbul, undeva la 1400 de lei pe tonă. Diferența de vânzare care a fost în toamnă s-a vândut cu 0,96-0,98 un leu. Da? A crescut și prețul la cereale cu 40%. La îngrășământ aproape de 3 ori, la cereale doar 40%. Sigur, dar în prețul final nu faceți calculul chiar așa, că în prețul final nu e 1 la 1, adică... Da, da, nu e 1 la 1, dar oricum... Nu e un kil de uree la un kil de porumb. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Dar luăm invers, la costul pe hectar, dacă vreți să facem un calcul, o să vedeți că înființarea unui hectar de porumb, da, o luăm invers. Se duce undeva în jur de 6.000 de lei anul acesta. Da? Iar 6.000 de lei ca să vinzi acum la prețul care a fost în toamnă, înseamnă că trebuie să ai minim 6 tone la hectar producție. Da? Ce înseamnă peste 6 tone de porumb la hectar ar însemna să ai profit. Da? Bun. Pentru că sunt într-adevăr culturi care... Eu v-aș întreba pe dumneavoastră cum stați cu seceta. Asta este principala îngrijorare. Cu seceta este în momentul de fapt este seceta pedologică. Este, avem carență de apă în sol. Așa. Da? Eu am reușit, aici fie o discuție vastă, anul trecut m-am chinuit un an de zile să pot să obțin o autorizație de la Apele Române pentru a fi autorizat în a iriga. Și am cheltuit o grămadă de bani. Am discutat și cu oameni politici din zonă și le-am spus, domnule, la Ministerul Agriculturii, faceți acolo o politică reală pentru a dezvolta sistemul de irigații. Pentru că ei spun în felul următor, domnule, faceți organizația udătorilor OAI-ul, da? Știți cum este la român? Când îți doi deja prea mult. Mie ca fermier individual, dacă eu vreau să investesc în sisteme de irigații și să fac sistem de irigații, nu am avantaj în accesarea fondurilor europene pe zona de irigații. Da, vreau să-ți mai dau o veste. Am două proiecte, unul implementat și unul în curs de implementare pentru dezvoltarea unei ferme. Să-ți mai dau o veste proastă, a fost scos din PNRR, au fost scoase irigațiile. Spune-mi, după anul ăsta, cu cât o să vinzi mai scump? Ca să știe toată lumea ce o să vină la prețul pâinii. Că... Deci, vă dați seama că porumbul eu aici în zona, eu am o suprafață mai mică și cultiv mai puțin, porumbul probabil că va pleca la 1,50 lei. Asta, da. Că nu ne pricepem la prețurile. Față de un leu anul trecut. Față de un leu cu 50% mai mult. Cu 50% mai mult. De asta vă spunem. Iar motorina de care discutam mai devreme în celelalte țări, subvenția reală la motorină e prin posibilitatea achiziționării acelei motorini, roșii, galbene, verzi și cioculare mai avea ea. Pe când eu, ca fermier, sunt obligat să mă duc la pompă, să iau de la pompă motorina la prețul de la pompă și apoi să aștept statul român să-mi dea o diferență de un leu pe litru. Și ar fi mai simplu să cumpere așa. Mă înțeles. Mulțumesc tare mult, Gabi. Cred că vedeți ce situații complicate naște coada de aseară și, de fapt, în câte gânduri și în câte fire se desparte ea.
că nu-i vorba doar de mine de la bloc care pun 40 de litri în rezervor să pot să merg mai departe. E foarte important că a declanșat această grijă pentru calcul. Da? Încercăm cu toții să calculăm, mă refer aici mai mult la antreprenori și cu siguranță toate calculele în momentul de față sunt destul de în aer și trebuie făcute cu foarte mare grijă, pentru că dacă greșești în anticipările tale... Dar ați văzut că oamenii investesc în continuare. E foarte important că investesc. În general, în momentele acestea, când te trezești cu o problemă, cum este războiul la frontiera ta, și nu știm încă încotro se duce și cât de mult mai durează, în general e bine să pui deoparte proiectele inutile sau care nu au utilitate foarte, foarte presantă. Eu așa fac, adică dacă ai de, zugrăvit o cameră... Te oprești. Da. E bine să rămâi cu lichidități deocamdată, pentru că, repet, nu știi încotro se va duce toată situația. Cred că așteaptă de ceva vreme Costel. Hai să vedem. Salutare! Salutare! Mă aud? Da, te auzim, te ascultăm. Salutare și invitatului. Aș dori să o țin scurt. În primul rând, cred că marea parte a problemei în țară e lipsa de educație. Educație financiară, educație în general. Treaba de ieri s-a văzut foarte bine cu... Lumea nu mai are încredere în instituțiile românești, mai degrabă are încredere într-o știre de pe un WhatsApp, poate să dea oricine, poate să se întâmple absolut orice. Asta ar fi una în legătură cu petrolul și cu prețul motorinei. E o bună observație. Și aș mai vrea să zic un lucru în legătură cu subiectul principal despre care nu s-a vorbit aproape deloc astăzi, da. Cu banii. Ce faci cu banii? Eu cât pot pun deoparte și pun în criptomonede. Serios? Da, așa alea sunt destul de greu lichide, mă rog. Ideea e că îți găsești, bine, aici e o treabă mai complexă, se poate discuta. Ele nu se folosesc pentru plăți, în principal, ci se folosesc pentru acest tip de investiții, da? ca vehicul investițional. Dar ca să faci o plată cu o criptomonedă e mai complicat, adică... Dom'le, stați un pic așa, că eu tot am gândul ăsta, Costel, stai o secundă cu mine. Uite, hai să facem în felul următor. Mă gândesc de câteva luni să fac o emisiune, eu nu știu nimic despre lucrurile astea, deci mie când îmi spui și îmi zice că are cineva o monedă într-un calculator, pe mine, nu, eu sunt ca precum cetățeanul sovietic, trebuie să văd șaiba aia că iese, pe aia am puțin și mă duc la bancomat să văd dacă am bani, știi? Adică pe aici trebuie să mă iei. Și vreau să fac următorul experiment. Vreau să fac o emisiune, într-o zi când s-o mai potoli nebuniile, despre criptomonede și să mă sunați voi să-mi spuneți care-i treaba. Uite, vă las, poate să fie și o formă de publicitate, dacă vrei. Bine, o să aduc pe cineva în studio, să nu sărim calul cu așa. Dar vreau să fac în felul ăsta, deci, uite, eu dau numărul de telefon, acum nu-mi dau seama cât de mare e interesul. Sunteți mulți, puțini în țara asta. Aș vrea să sune în momentul ăsta la telefon, nu o să vă luăm, dar numai vreau să văd eu cum să umplu liniile sau nu să umplu, să văd cât de mare e interesul la chestiunea asta. Deci 0372069599, doar semnalați-mi, mă, suntem mulți aici la Europa FM care vrem să vorbim despre criptomonede, că eu îmi dau seama exact din cum sunați voi și ce intensitate aveți, dacă e de bine sau de rău. Pot să intervin eu un pic, spunând ascultătorului următorul lucru. În general, e bine banii aceștia să-i ții în ceva care se poate folosi foarte ușor, puțin costisitor și recunoscut de toată lumea. În momentul de față, criptomonedele au problema aceasta, nu prea e un mijloc de plată recunoscut ușor și în caz de necaz, să zic, vrei să-ți duci familia în adăpost undeva, nu-i ca banul ăla lichid, da? Nu e cash, ca să zic așa. Da, asta e problema mare, adică asta nu înțelegem noi, să știi, Costel, asta. Da, pot să mai spun un lucru despre asta și o să dau exemplul cel mai bun care se poate acum. Uite, Rusia, au căzut rubla de... Nici nu știu câte procente au căzut. Corect. Sunt foarte mulți ruși care au criptomonede. Acum eu sunt comunitatea asta de criptomonede și cunosc, știu, pe când inițial pare greu. Dar după ce le înveți, destul de ușoare. Așa, sunt foarte mulți ruși care au pierdut o groază de bani. Rușii care au avut investiți bani în criptomonede, ei încă au valoarea care au avut-o. Chiar dacă e volatilă pe că
Da. 15. Da. E complicat de spus. Bun, că... Uite cum facem. Și le mulțumesc. Deci colegii tăi de comunitate au sunat, s-au umplut liniile aici. Uite cum Artur. Deci toată lumea sună. Am înțeles mesajul. Vom face emisiune despre criptomonede. Aveți pentru că e văzută ideea cu criptomonedele. Eu când am umblat pe la bănci să întreb care acceptă criptomonede acum vreun an de zile, e văzută ca și cum ai fi un hot. E văzută ca și cum ai fi un răufăcător. Asta zic, adică percepția am e... Am intrat în bănci, se uitau la mine, astea, doamnele de acolo, pur și simplu, parcă eram un infractor. Eram cu soția, eram amândoi acolo, ne-am uitat unul la altul, zic, wow. Ce face băiatul ăsta? Deci e o neagră despre criptomonede, da. Pentru că lumea nu știe. Da, e corect. Facem emisiune separată, am înțeles. Nu știu dacă o să plecăm. Dar reținem faptul că omul a spus că vrea să-și păstreze corect banii în criptomonede. Alin, salutare, ești la România în direct. Alin, nu-l mai avem pe Alin, nu? Este? Nu-mi dau seama. Salut, Alin, nu e. Nu merge. Alexandru, salutare. Ești la România. Salutare, băieți. Salutare. Sunt un inginer hortical din județul Timiș și prima facultate a fost calculatoare, a doua horticultură. Sunt și în piața business-ul a criptomonedelor și fac și agricultură. Bine, dar hai să o luăm metodic. Cu războiul ăsta se mai cumpără flori? Da. Flori doar de 8 martie. Dar ulei esențial de lavandă sau ce altceva mai produc eu în momentul ăsta, nu. Adică s-a dus naibii, cum s-ar zice. Două aspecte vreau să vi le menționez. Primul, să rămânem în piața de criptomonede. Da, am făcut investiții în criptomonede. Anul trecut a fost un an special și un an foarte bun de investit în criptomonede, dar începând cu luna octombrie, piața criptomonedelor a picat. A căzut, a căzut puternic, nu așa. M-am avut șansa să preconizez treaba asta și am ieșit din toate monedele. Am avut probleme atât la depunerea banilor fiat, cum se cheamă, banii cash, ca să-ți cumperi criptomonede. Băncile încearcă să spună piedici în a te face să cumperi criptomonede. Zice, domnule, noi nu suntem de acord cu moneda asta decentralizată și nu te lăsăm să cumperi prin noi. Și la aur e la fel, să știți. Stați un pic, și acum, uite, în caz de război, de criză, de asta, că de asta era întrebarea principală. Politica băncilor nu se schimbă. Nu. Unde faci cu banii, Alexandru? Da. Uite care e treaba. Acum, două săptămâni, am avut o discuție cu soția. Într-o seară, am zis, bă, soție, ce crezi că se întâmplă în cazul în care Rusia atacă Ucraina? O ridicat din numeri, nu știu. Hai să zic eu ce se întâmplă. Dă-i un search pe Google, motorul de căutare, și vezi ce importăm noi cel mai mult de la ruși. Ce se întâmplă dacă atacă Rusia? O să se pună niște restricții. Noi cumpărăm de la ruși țiței, gaz, energie în general și produs nefinit. Adică noi transformăm prin rafinăriile noastre țițeiul lor în motorină și hai să cumpărăm motorină. Vrei? Cred. Pe cuvântul meu de onoare. Îți dau cuvântul meu de onoare. Discuția am avut acum 3 săptămâni. Ți-ai luat motorină? Nu, soția mea zice, domne, ești nebun, cumpărăm motorină. Păi nu, domne, de ce să nu cumpărăm? Hai să facem o fundație la casă, ca să avem noi casă, să băgăm bani în beton. Zice, domne, hai să mai așteptăm puțin să vedem dacă atacă rușii sau nu, că dacă atacă o să fie nasol. Nu, domne, că tu ești nebun. Bine, n-am mai făcut nimic, vă dați seama. Ieri m-am dus acasă, zice, nu te supăra, uite, intră și tu pe internet, vezi ce coadă e la benzinărie. O să scadă prețul, o să scadă. O să scadă săptămâna asta, dar săptămâna viitoare, când Rusia a dat deja lista cu țările care nu sunt prietenoase, între ghilimele. Rusia nu este un jucător care să poată să dicteze prețurile în așa ceva. Într-adevăr, dar ieri a scăzut prețul pe baril pentru că arabii au fost de acord să scadă, să crească producția. Altfel ne ducem în cap dacă arabii nu vin și reglementează. Dar ei sunt jucătorii principali, să știți. Dar ei acum încearcă să pună pețe în roate lui Binden. E o discuție mult prea amplă. Da, spunem în ce vă țineți voi, familia voastră, banii după toată întâmplarea asta. Banii în mică parte am încercat să scot o parte să îi avem lichizi. Așa? Dar nu-i ținem în moneda națională de frică că ținem într-o monedă, în moneda europeană ca să nu ne afecteze așa de mult piața. Și am vrut să luăm motorină, n-am luat efectiv. Am mai luat ceva îngrășământ.
Câmp. Agricultorul, da. Da, am luat îngrășământ la un preț mai mic. Deja prețul e mai mare decât ce a fost săptămâna trecută. Nu mai poți să cumperi îngrășământ. Un principal exportator de îngrășământ era și Ucraina. Ei nu mai exportă nimic. Acum trebuie și să cumpărăm... Și da. Exact. Alexandru... Trebuie să cumpărăm îngrășământ din Ungaria și Bulgaria, că în România nu se mai produce la Dumărești. Mulțumesc deci... tare mult. Stai că va face în discuție separată, dar nu mai am timp și trebuie să-l aud și pe Octavian, da? Că i-am promis că-l aud, era pe linie acolo. Salutare, salutare Octavian. De la benzina am început. Ia. Salut. Haideți să vă zic cum stă treaba. Deci toate scumpirile acestea pe care le vedem la combustibil nu sunt justificate. Vă spun de ce. Pentru că înainte de să înceapă războiul și toată nebunia asta, prețurile au crescut. Ușor, nu brusc. Mai țineți minte când a fost mare scandal? Păi, suntem în criză, suntem în criză economică și în criză inflaționistă, care cuprinde tot globul, adică nu e doar la noi. Statele Unite, Europa, Asia, cu toții avem probleme de inflație. Da, și China. Ok, dar având în vedere că România stă foarte bine la capitolul resurse naturale, nu este justificată. Adică îmi pare rău să spun asta, dar n-ai cum când tu, în pământul românesc, în subsol este full de toate. Sigur. Și vin străinii. Aveți mare dreptate, numai că resursele din subsol nu reprezintă o bogăție atâta timp cât sunt în subsol. Avem într-adevăr resurse de gaz foarte importante, nu doar pentru noi, cred că și pentru țările din jur, importante pe mulți ani de acum înainte, dar ele sunt în Marea Neagră, sunt la mii de metri sub pământ, nu s-a afară. Sunt fix între Ucraina... Nici România, nu contează, ideea e că sunt sub apă. Acolo. Cine să le scoate de acolo? Aici e problema. Păi știm noi, o firmă pe care a alungat-o PSD-ul. Adică aici lucrurile sunt destul de clare. Românii sunt comozi. Românii zic în felul următor. Bă, eu n-am chef să investesc în aparatură, să scot eu petrol și gaze. Nu au capitalul, că e important capitalul în așa ceva. Au luat legătura cu austrieci, au luat legătura cu toți mai mari și au zis, bă... Americanii au fost acolo prima dată. Da, așa, americanii. Bine, eu ziceam de OMV Petromnic, că de știu, e austriac, nu? Da, OMV și cu niște americani au fost acolo. Și americanii s-au retras și acum statul român, printr-o companie a statului român, Romgaz, încearcă, că încă n-a reușit să preia participația americanilor la acest proiect, să vină statul român să devină coexportator. Întrebare, va trebui să facem asta. Eu l-am văzut și pe George Simion vorbind despre naționalizare, dar el, săracul, a zis să facă naționalizare pe energie care este toată românească, cu excepția... E deja naționalizată, da. E 85% românească. Am fost... Și a statului român. Și a statului român, da. Adică străine sunt doar companiile care fac... Distribuție, cele care ajung la poarta ta. Dar în rest, producția, transportul și furnizarea sunt toate românești. Păi 60% din gaz e Romgaz. Mulțumesc tare mult, Octavian. Dacă ar fi companii românești, ar fi mai ieftin la benzină, domnule Păun, ca să încheiem aici. Păi nu prea poate garanta nimeni treaba asta, pentru că noi suntem într-o piață unică. Da? Avem o piață unică europeană unde lucrurile circulă. Și atunci nu văd de ce o companie românească ar dori să vândă în pierdere pe o piață cu prețuri plafonate de dragul românilor, și nu pe o altă piață unde nu are nicio barieră să facă treaba asta. Deci prețurile din România întotdeauna vor fi corelate cu prețurile din regiune, cu siguranță. Mulțumesc tare mult, profesorul Cristian Păun de la SE. Mulțumesc pentru explicații, cu siguranță ne mai întâlnim. O să fie multe turbulențe și ne mai auzim pe tema asta. România în direct se încheie aici, spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.